locuri de fugit de acasă aproape de București. Acum vara cred că este foarte bună Constanța, ar fi un loc minunat, pentru că avem mare, avem locuri de distracție, cluburi, multă lume. Muntele, nu știu, Brașov și bineînțeles tot ceea ce înseamnă zona de Ardeal, pentru că de acolo vine și vă recomand Ardeal cu tot sufletul. Cea mai frumoasă vacanță petrecută în România a fost la... Fuh, păi stai că aici sunt mai multe locuri, <laughs> sunt indecisă. Îmi place tot ceea ce înseamnă Maramureș, Uh, îmi place Sibiul foarte mult Și încă o dată, bineînțeles uh, Ardealul Deva Unde îți vei petrece vacanța anul acesta? Anul acesta uh, Vacanțele, în mod normal Mi le-am petrecut mai mult în afara țării Dar cât uh, și prin țara, așa Cu ocazia concertelor Am fost uh, Croația, Italia Și urmează să plec uh, în Franța uh, Luna viitoare Împreună cu surorile mele Locul în care visezi să mergi, dar încă nu ai ajuns acolo. Mexic. Îmi doresc foarte mult să ajung în Mexic. Ador tot ce înseamnă cultură, muzică, mâncare, oamenii, vibe-ul de acolo, energia. N-am fost, dar uitându-mă la, nu știu, telenovele sau povestindu-mă prietenii, este senzațional. Și e pe wishlist. Ascultă și tu radiovacanța.ro, acolo unde găsești muzică bună, destinații de vacanțe și multe invitații. Mua!